Bună dimineața și bine v-am găsit la agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Daniel Radu, fermier, prim-vicepreședinte al unei asociații de reprezentare a intereselor sectorului agroalimentar din România. Bună dimineața, domnule Radu! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Începem un an nou, un an nou pentru sectorul agroalimentar cu speranțe, cu ceva provocări, cu incertitudini. În fine, un an pe care sperăm să-l fermierii din România să-l parcurgă cu cât mai puține turbulențe, și consumatorii din România să beneficieze de rezultatele muncii pe care reprezentanții sectorului agroalimentar din România le, aceste rezultate le vor aduce în economia națională. V-am invitat pentru a discuta de un lucru pe care îl consider important și interesant în același timp. Și interesant pentru la aceasta pe care o reprezentați și în care activați la fermierilor. În interviul pe care l-a acordat săptămâna trecută, ministrul Petre Daia, la întrebarea pe care mi-a adresat-o în discuțiile cu fermierii, ce consideră că a fost cea mai mare îngrijorare a celor cu care a intrat în dialog cu fermierilor a spus piața, adică problemele pe care piața agroalimentară că vorbim de zona de inputuri, că vorbim de zona de valorificare a producției, a producției agricole pe care fermierii o produc în, în fermele din România. Toate aceste probleme, piața, modul în care această piață evoluează nu întotdeauna în favoarea României, în favoarea fermierului român, în favoarea sectorului agroalimentar din România. Din punctul dumneavoastră de vedere anul 2022, că vorbim un pic de evaluare în momentul ăsta. Cum a fost din perspectiva evoluției pieței agricole în România și cum v-a afectat această evoluție? Dacă e să vorbim, să pornim strict de la declarația domnului ministru Daia, este o reală îngrijorare felul în care piața a evoluat în toate compartimentele, inputuri și, și materia primă, recoltele noastre pe care le-am le recoltat fiecare, randament diferit, că știm că a fost 2022 un an, secetos și culturile au fost foarte afectate. Da, e normal să fim îngrijorați pentru că am cheltuit am foarte mult pentru îngrășaminte, pentru pesticide, motorina foarte scumpă, costul cu forța de muncă. Pentru că este normal, zic eu că este și aici un aspect foarte important. Și toate astea ne-au produs multă îngrijorare, mai ales că am văzut că nu avem ploi suficiente, avem temperaturi ridicate și nu știam exact ce randamente la culturi vom avea în special la culturile de. la toate, dar și la, mai ales și la culturile de, de primăvară, porumbul, care este o plantă foarte mare consumatoare de. Și de care aplă. a dezamăgit în 2022, care dezamăgit... Nu, nu că e nu cultura în sine, ci evoluția meteorologică da. a făcut ca în multe regiuni ale țării, în majoritatea regiunilor țării, porumbul să fie anul trecut un eșec. Din, din, din perspectiva da, producției, chiar și noi, spre exemplu, dacă pot să spun, să rog, am avut uh, uh, o zonă unde am făcut 3000 de kg la hectar, da? iar în altă parte, la o distanță de 15 km, am avut 6800 media la hectar. Deci o diferență destul de mare pentru și o că imprevizibilitate Da, și... este o imprevizibilitate. Până la urmă asta este așa este în agricultură, anii devin din ce în ce mai grei și trebuie să fim pregătiți pentru că nu știm, nu știm cum vor evolua lucrurile. Cum apreciați că au fost prețurile și această piață a trading trading-ului de Cereale și de plante oleaginoase în 2022 în România. Pentru că, sigur, dincolo de ferma dumneavoastră, sunteți un om activ în zona aceasta de reprezentare a intereselor fermierilor, un lider al fermierilor și discutați cu multă lume, sigur știți, puteți face o, o evaluare și la nivel național, dar mă interesează întâi la nivel micro, în, în zona în care activați dumneavoastră, în județul Ilfov. Păi, aș vrea să spun că. Noi, toți fermierii, așteptam ca prețurile să fie mai mari ca să putem să ne acoperim costurile de producție. N-au fost prețurile așa cum așteptam cei mai mulți dintre noi, însă, personal pot să spun că au fost niște prețuri mulțumitoare. Acum, mai este un aspect. Depinde și când ai hotărât să semnezi un contract prin care să vinzi marfa, să vinzi cereale, da? recolta. Pentru că au fost perioade în care prețurile au fost foarte sus și au putut fi încheiate contracte. Cei care au încheiat contracte au fost, cum să spun eu, au fost super mulțumiți. Alții care n-au și care, au așteptat, și în care au așteptat că poate prețul va mai crește. Exact, că poate prețul va mai crește. Au, au avut surpriza ca prețurile să, să scadă da? și să se regăsească cu pierderi, clar, pentru că. Sau cum ar fa pe stoc, pentru că sunt în continuare fermieri care au, poate ar fi vrut să vândă, dar nu sunt deloc mulțumiți uh, de preț, uh, în contextul cheltuielilor pe care le-au avut exact. anul trecut și încă stau cu grâu sau cu porumbul pe da, în și hambare ca să folosim. Da, da în hambare, chiar, în chiar și grișeul și și prețul este în continuare în scădere. A scăzut foarte mult față de ce era pe primăvară sau chiar în timpul recoltării. Adică în 2022 paradoxul este că mai degrabă prețul a fost sus când a fost vânz, cel puțin la grâu de exemplu, la vânzarea la combină, cum ar veni, exact. când, Istoric atunci prețul era minim și el acesta creștea mai degrabă când intram în toamnă sau chiar în iarnă sau anul următor exact ori anul trecut evoluția a fost exact inversă vârful de preț cred că vârful de preț a fost undeva luna mai iunie iulie iulie pe acolo, da, nu? Da, da chiar și chiar și august au fost prețuri foarte din bune, septembrie da. a... și apoi au început să au început să, să scadă și. Din păcate, mulți fermieri, așa cum a spus, au uh, multe cereale pe stoc, iar prețurile s-au dus mult în, în jos, au scăzut foarte mult. Ați participat și la minister, la uh, discuțiile, să zicem, tripartite, uh, mini conducerea ministerului, asociații de fermieri și reprezentanții ai uh, traderilor, a celor care vă cumpără recolta și, evident, o o vând mai departe, ori în afara țării, ori în zona procesării. Aveți o explicație cu privire la această evoluție a prețului total imprevizibil, a prețurilor la materiile prime agricole în 2022? Explicații sunt mai multe. În primul rând, prețul este stabilit de bursele internaționale, după care mari trader oferă prețuri pentru că ei trebuie să câștige, pentru că Asta eu, le E, e, un e toată, un lumea, toată, toată lumea. Vrea să câștige. Toată lumea vrea să Toată lumea vrea să câștige. Prețul a fost influențat de uh, recoltele care se anunțau mici, a fost influențat de război din Ucraina, a fost influențat de uh, secetă, da, condițiile climatice uh, și de cerere, cererea și oferta. Uh, a, asta ar fi explicația la la prima mână așa în, te cum spun, în teorie în, să zici. în teorie da în teorie în practică lucrurile au stat puțin diferit și dacă pot să mă rog. vorbesc spre exemplu un mare cumpărător de, de cereale în special de pe zona oleaginoaselor rapiță și floarea soarelui care bătea la poarta ca să mă exprim așa tuturor femeilor prin telefon sau chiar și prin aici vizite. vorbim de un caz care îl cunoașteți direct, adică nu vorbim în teorie. Da, un caz care mi s-a întâmplat mie și nu numai mie, ci și la alți fermieri. Deși în iarnă, în iarnă, până la începerea războiului 24 februarie, ne contacta și ne vizita chiar și culturile în perioada aia la câmp să vadă cum arată, cum ca să facă o estimare. După ce a început războiul din Ucraina și au putut să cumpere de acolo Uh, oleaginoase la prețuri foarte ieftine, pentru că știm că ucrainienii au dat drumul ca să vândă. E o, o nenorocire pentru ei, dar au dat drumul ca să vândă. Ei, această societate n-a mai cumpărat de la fermierii români decât foarte, foarte puțin și au refuzat complet dialogul după ce ani de zile am motivând colaborat, că... motivând că au stocurile deja făcute și din informațiile pe care le-am aflat de la persoane din anturajul respectivei societăți. De fapt, magaziile, ca să spun așa, silozurile erau goale. Doar nu vreau să vă ofere acel da, preț nu... de pe piață. Nu? Exact, doar nu vreau să ne ofere. Au ținut silozurile goale până acum în luna decembrie 2022, când în patru zile au cărat non-stop, și au umplut uh, silozul. Au luat de... din România? Nu, n-au luat din România. Au adus din Ucraina. Uh, vedem în ultima perioadă o serie de uh, politicieni și de uh, oameni publici uh, din zona politico-administrativă de la nivel central de la nivel european, inclusiv europarlamentari. Uh, L-am avut, cred că și de la toate partidele, dar și europarlamentarul Areș Bogdan și Daniel Buda și Carmen Avram. Și uh, Dan Motreanu și alții uh, vorbind despre faptul că România și fermierii români au fost în prima linie a uh, solidarității cu Ucraina. Este normal să sprijinim Ucraina. Cred că aici da, și dumneavoastră da, ați spus da. în nenumărate rânduri în toate lorile de poziție că înțelegeți. În momentul în care toată lumea constată asta și. Apreciază efortul făcut de România, de societatea românească, de economia românească și, în particular, de fermierii români, la nivel european, totuși, și, și cazul Poloniei, iarăși, la nivel european ar trebui să existe un mecanism de compensare a acestor pierderi. Ori până acum avem numai vorbe, nu avem deloc fapte, și acești reprezentanți ai României, repet, în Parlamentul European, au tras aceste semnale de alarmă că e cazul ca uh, Comisia Europeană să vină cu niște soluții pentru fermierii români. Ca, care să le compenseze aceste pierderi. Păi, știți că avem un film care se numește Noi, cei din linia întâi. Deci, noi, cei, noi suntem aici în linia întâi. Noi, Polonia, da, cei mai țările mai mari pe zona aceasta agricolă, ca și suprafață și cultivată. E clar că am suferit. Exemplul pe care l-am dat, faptul că n-am mai cumpărat de la noi fermieri români și au cumpărat de acolo. Ați rămas cu marfa pe stoc. Da, au rămas foarte adică că banii stoc... pe care da. îi prognozați că îi veți lua în perioada aia, n-ați luat niciun leu. Și atunci fermierul a trebuit să-și stocheze marfa. Marfa a scăzut, prețul la marfa a scăzut. Da, la cererea. fermierul a avut cheltuieli de stocare. Fermierul a avut cheltuieli și a pierdut. Atunci e clar că trebuie să existe un mecanism de apărare și o formă de sprijin, de compensare a celor care sunt în linia întâi. La fel cum colegii noștri fermieri ucraineni au nevoie să fie. Poate ar trebui să o spunem mai răspicat. La fel, nu știu că... cu siguranță, la fel și uh, fermierii români, colegii fermieri români, pentru că până la urmă cu toți, indiferent de unde suntem fermieri, din Argentina sau din Ucraina, din Rusia chiar sau din Statele Unite, din Belgia, din orice țară, toți suntem colegi fermieri. Uh, producem hrană. Pentru populație, pentru noi, pentru populație Dar nu putem să, cum să spun, cineva să plătească un preț mai mare decât celălalt Ok, îl sprijinim, dar trebuie să găsim modalități de compensare și pentru cel care suferă Care este în linia întâi, în spețe, fermierul român, fermierul polonez Din informațiile pe care le aveți, din discuțiile pe care le aveți Există o pătură importantă în România de fermieri, poate mai mici Poate mai puțin profesionalizați în business în momentul acesta, care chiar se află într-o situație dramatică. Da, cu siguranță. Care riscă, poate, insolvența sau chiar falimentul. Absolut. Și dacă nu au bani în conturi. Absolut. Ideea este că ce s-a întâmplat acum cu pandemia și războiul au creat, au, sunt lucruri noi peste, care au venit peste noi. Cred că fermierii români au fost. Nu cred, sunt convins, toți am fost surprinși, nimeni n-a știut cum să cum va situația Da, asta. da, e clar. Cum vor evolua lucrurile? Știți de ce? Pentru că noi, ne fiind obișnuiți a avea contacte cu specialiști în domeniul agricol, strict pe piața agricolă, cu consultanți pe, pe zona agricolă, de prețuri, da, de decizii da, de, exact, de cumpărare exact, de vânzare. pentru că noi până acum, de fiecare dată, am Piața normal, a evoluat normal, n-a fost perturbată de evenimente din acestea majore, gen... Că... Cumpărai input la data de da. la prețul D, vindeai marfa da, recolta da. la data de la prețul de. Prețurile nu se modificau linie, foarte, da. foarte mult. Și atunci fermierul a fost liniștit din punctul de vedere mental, el a fost liniștit, că acolo era prețul. Oată ce pandemia și război a făcut în așa fel ca prețul să flambeze, să zboare în aer, nimeni n-a știut unde să se uite, da? Nimeni n-a știut unde se uite și uh, consultanții n-au fost atât de vizibili pentru că nu prea erau băgați în seamă da? și sunt câțiva consultanții destul de uh, credibili uh, pe piața din România. Uh, pot să-i numesc? Vă rog, vă rog. Da, uh, Gabi Razis, Gabriel Razis sau Cezar Gheorghez, spre uh -huh. exemplu, sunt oameni care sunt foarte bine informați și care au, of au oferit informații. Eu am început să-i urmăresc de mai mult timp și am anticipat și de multe ori ceea ce am gândit pur și simplu citind știrile uh, agricole da, uh, uh, mi-a format părerea și mi -a, am cules informații ce se întâmplă în Australia, ce se întâmplă în America de Sud, ce se întâmplă în America de Nord ce se întâmplă în Europa uh, care sunt producte și mi-am dat seama că Prețurile o să meargă, o să meargă, o să aibă un trend, un trend ascendent și după aia o să înceapă să o coboare. Ceea ce mi-a și spus de altfel un consultant pe zona aceasta, care a studiat ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Oată cu izbucnirea al doilea de al război mondial, prețurile au urcat foarte tare, după care, în timp, ce, după care, în timp ce oamenii s-au obișnuit cu ideea că este un război, recoltele pentru agricultori și atunci au cultivat, prețul a mers în scădere de la lună la lună. că adică ne-am obișnuit cu. Adică... Discutăm despre această situație. Situație în care se află fermierul român în acest moment și situație în care s-a aflat timp de multe luni din anul trecut și se va afla multe luni și, și în, în anul acesta în care am intrat, situație între Ciocan și Nicovală în care se află fermierul român după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la agrostrategia împreună cu domnul Daniel Radu, fermier, prim vicepreședinte al unei asociații care reprezintă interesele sectorului agroalimentar din România. Domnule Radu, vorbeați de această situație atipică de pe piață și situație de ciocan și nicoval în care se află fermierul român, până la urmă, din punctul dumneavoastră de vedere, cum poate ieși? Cum puteți ieși dumneavoastră, ferma dumneavoastră, colegii dumneavoastră? Eu cred că putem ieși printr-un management foarte bun al fermei. Obligatoriu, asta. Obligatoriu. Atenție mare la cheltuieli. Iar după al doilea punct, ca acela a fost primul punct, al doilea punct, trebuie să mă educ mai mult financiar. Toți fermierii ar fi bine, sau cât mai mulți fermieri, să, să ia legătura cu consultanți pe zona aceasta. Agricole. E clar că ei nu pot uh, face o previziune 100% pentru că marile evenimente. Da, ei pot fi niște consilieri, îți pot ei, da un sfat. Domnule. Ei pot da, ei pot da un sfat, da. Repet, management bun al fermei și uh, educație pe tema aceasta uh, a consultanței agricole. În lupta aceasta și în presiunea pe care mediul asociativ agricol trebuie să o pună pe decidenții politicată, pentru a susține, de exemplu, la Bruxelles un pachet de măsuri pentru compensarea pierderilor pe care fermierii români le-au suferit din cauza perturbării pieței. Dumneavoastră, cum vedeți această presiune? Sunteți mulțumit de modul în care această presiune pozitivă, constructivă este pusă în acest moment? Asociațiile de fermieri ar trebui să fie mult mai ferme și mult mai prezente, și cu să ceară măsuri concrete, uh -huh. termene, și să fie mult mai vocali. Simțiți că decidenții politici și administrativi conștientizează mai mult decât, să zicem, acum un an nevoia aceasta de a sprijini fermierii români, și că sectorul agroalimentar din România este important? Da. Din punctul ăsta de vedere, da, sunt mult mai conștienți, există dialog. Ceea ce am sesizat însă este că nu prea au pârghii ca să intervină în ceea ce înseamnă costurile la input-uri, costurile la cereale. Adică îi simt, ca să spun așa, legați de mâini și de picioare. Nu prea au mijloace pentru că... Da. Nu la nivel european. la nivel european, pentru că până la urmă e o piață liberă. Da, da? da. Eu... Compensarea unei părți din pierdere. Sau a, clar. O formulă de sprijin pentru fermieri, asta e evident. E, e, e absolut necesar, pentru că fermierii contribuim. Și asta a... e bună și pentru piață, pentru că vor intră niște bani în circuitul economic. Sigur că da, și nu lăsăm fermierii să, să piară până la urmă. Acolo sunt familii, acolo sunt oameni angajați, acolo sunt leasing sunt credite. Acolo sunt oameni care. E stabilitatea mediului rural, de este Sigur, stabilitatea mediului rural, până la urmă, este securitatea alimentară a țării. Adică sunt multe uh, lucruri în, uh, la mijloc. Și trebuie să ținem cont de, de, de toate aceste situații. Din această perspectivă, cum vedeți anul 2023? Uh, eu cred că dacă vom avea parte de ploi, părerea mea, dacă vom avea parte de ploi, de zăpezi, și culturile vor arăta bine, cred că oamenii vor uita în special fermierii și asocia asociației de fermieri. Deci, convingerea mea asta este, pentru că oamenii vor privi înainte. Întotdeauna, e clar că vor suferi, vor păstra o amintire. Cei care sunt cei mai afectați, e clar, și cred că ei ar trebui să pună presiune pe mediile asociative din care fac parte. E, e nevoie, totuși, de un an agricol în care să fie și producții, să fie și prețuri un pic mai bune. Chiar dacă... Vă, văd că la inputuri, totuși, tendința de majorarea prețurilor s-a domolit un pic, cel puțin la îngrășăminte, am intrat într-o fază de platou, așa, nu? S-a domolit, au scăzut, a, au, scăzut aveți informații? au scăzut, da, spre exemplu, la 5-6.000 de lei, 4.500-5.000 de lei urea s-a dus undeva la 3.000-3.500 de lei, deci a, mm -hmm. au scăzut. Acum nu știm cât timp vor rămâne prețurile așa, da. să nu avem surpriza că acum, în primăvară, când vom avea nevoie... Dumneavoastră ați făcut stocuri, v-ați cumpărat? Nu. că așteptați, nu? Da, am, am riscat, ne-am asumat un risc să nu cumpărăm mai din toamnă. Dar a fost o decizie, adică a fost o decizie, asumată, da. Ne-am asumat, am spus fie ce-o fi, nu putem să, să cumpărăm acum, pentru că uh, discutând cu consultanții pe domeniul agricol care ne-au spus clar că prețurile la cereale vor merge în, sc în scădere uh, și automat o să scadă și petrolul, ceea ce s-a întâmplat uh, și chiar și gazul, uh, lucru care contribuie la producerea de îngrășăminte, adică din, din, gaz facem îngrășăminte, uh, chimice. Uh, am decis să nu, să ne asumăm treaba asta și să urmărim cum evoluează piața. Care a fi fost o decizie a fost o decizie câștigătoare. Da, a fost o decizie câștigătoare. Inspirată. Da, a fost o decizie câștigătoare. Uh, nu știi cum va fi anul, e adevărat Dar că... la dumneavoastră în fermă cum arată culturile în acest moment? Uh, bine cu greu. bine cu b -mic, să spun așa, da. Pentru că n-am avut, am însămânțat, greu a stat în pământ ca cum se spune în limbajul nostru fermier al fermierilor. Nu a răsărit decât atunci când au venit ploi în luna noiembrie. Știm cu toții că epoca optimă, așa cum spuneau manualele vechi, este între 1 și 20 octombrie. Am semănat în luna noiembrie că n-am era uscat, da? a venit ploaie după ce am semănat și abia acum luna decembrie a răsărit sunt firișoare. Au Temperatura astea pozitive i-a permis ca să răsară celui care n-a răsărit încearcă și, să, să nu? și încearcă să, recupereze. Și să recupereze, dar e clar că vom avea pierderi, pentru că una este să l semeni la timp și să intre în frățit. Deci nu va, fi, nu va fi, ceva, nu va fi un, din punctul ăsta de vedere, nu va fi un an excepțional în ferma dumneavoastră. Nu știm, va fi o experiență nouă. A, va fi o experiență interes, nouă. Așteptăm ne? să vedem ce temperaturi, precipitații. E clar că îl vom îngriji, noi vom face partea noastră și suntem curioși să vedem ce recolte vom avea. La porumb, că vă pregătiți în câteva luni de semănat, care e strategia? Schimbați ceva în tehnologie? Nu Deci mergeți pe da. drumul bătătorit Da, mergem pe drumul bătătorit, suntem cu ochii pe temperaturile ale aerului, ale solului și umiditatea Și în când funcție e perioada optimă, și când la e perioada semana, optimă intrăm la semana. Da. Mult succes dumneavoastră și colegilor dumneavoastră fermieri, vă mulțumesc pentru informațiile și pentru opiniile transmise telespectatorilor noștri Punem punct interviului de astăzi din Agrostrategia. În cele ce urmează, așa cum v-am obișnuit joia, rubrica în Grădina Danei, colega mea, Dana Constantinescu, v-a pregătit materiale foarte, foarte interesante și utile. Vă invit să le urmăriți. Noi ne revedem luni, la orele 10, la o nouă ediție Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și vă urez toate cele bune!